În luna iunie 2014 s-au împlinit 100 de ani de la întâlnirea țarului Nicolae al II-lea cu regele Carol I la Constanța, o întâlnire cu o importanță deosebită în istoria Rusiei și a României. Pentru a marca centenarul acestui eveniment, Centrul Cultural Rus din cadrul Universității Babeș-Bolyai, în parteneriat cu Centrul de Creație și Cercetare Continuă Sfântul Evanghelist Luca din cadrul Departamentului de Artă Sacră al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, au invitat publicul clujean la manifestarea cultural-artistică Arta, Spiritualitatea, Pictura, o împărăție a eternității. Pe fondul acestui moment aniversar au fost invocate relațiile româno-ruse din anul 1914, dintre România regală și Rusia imperială, și a avut loc vernisajul unei expoziții cu două registre tematice. Evenimentul de astăzi face parte dintr-un șir de manifestări culturale organizate de Centrul Cultural Rus în colaborare cu diferite institute ale Universității Babeș-Bolyai, cum este cel de astăzi, care este în colaborare cu Centrul de Cercetare Sfântul Luca din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă. Marcăm 100 de ani de la vizita ultimului împărat al Rusiei, Nicolae al II-lea, cu o parte a familiei sale, la Constanța. Un eveniment care, iată, ne leagă, că tot căutăm evenimente, personalități, momente, aspecte din cele două culturi care ne leagă și nu ne dezbină. Materialul expoziției ne-a fost pus la dispoziție de ambasada Federației Ruse la București și a fost prezentat deja la București acum câteva săptămâni la Muzeul de Istorie și urmează să fie prezentat și la Timișoara și la Constanța. Este un material oferit de arhivele Federației Ruse, fotografii foarte frumoase, cu aer nostalgic, cu parfumul unor epoci de demult. Expoziția de fotografii de la Bastionul Croitorilor a reunit o serie de imagini, printre care s-au numărat și câteva imagini din albumul fotografiilor de amator din viața familiei țarului și vizitele împăratului Nicolae al II-lea, fotografii din Arhiva de Stat a Federației Ruse, dar și din Arhiva Centrală de Stat de documente fotofono-cinematografice din Sankt Petersburg sau Arhiva Națională a României. Vizita lui Nicolae al II-lea la Constanța a durat doar o zi, în data de 1 iunie 1914, respectiv 14 iunie 1914 după calendarul gregorian, iar scopul ei a fost de a găsi soluții pentru problemele din Balcani. La două luni de la această vizită a început primul război mondial, care a răsturnat istoria întregii omeniri a Europei, schimbând soarta lumii. Aceasta a fost și singura vizită oficială a unui suveran rus în România. Evenimentul de acum 100 de ani a fost surprins de fotografii de la acea vreme, imaginile rămânând practic un tabu. Sosirea țarului în mica Românie, vă dați seama ce colosală semnificație avea. Țarul, un alt țar, a fost cel care după 1877, odată cu cucerirea independenței, a negociat niște tranzacții de pământuri în defavoarea și apoi în favoarea României. Am dat niște județe din Basarabia, am primit în schimb Dobrogea, așa încât n-am ieșit chiar perdanți, dar lucrurile s-au produs destul de neplăcut. Așa încât vă dați seama care era ponderea și semnificația unei vizite a țarului în România lui Carol I. Suntem înaintea primului război mondial, când taberele celor care urmau să-și împartă lumea din nou se cam grupau, se cam structurau. Carol era de origine germană, așadar era legat nu doar prin tratate cu puterile centrale europene, în schimb nu putea să ignore deloc, domnind peste o țară ortodoxă, Imperiul Țarist. Așa încât
vorba lui Hagi, încercau să facă lucrurile să fie bine. Că dacă e bine, nu e rău. Prin urmare, a recapitula acest moment de istorie și românească, dar și europeană, este semnificativ și este tulburător totodată, pentru că îi surprins pe mai mari acestei părți de lume, împreună, zâmbind suav, un pic protocolar, dar și cu familiile lor, într-un soi de întâlnire privată și publică, publică prin semnificații, privată în aspectele ei. Vedem aici prințese în brațele mamelor lor, vedem niște oameni importanți de atunci, care astăzi par oarecum abstracți, datorită faptului că au trecut definitiv în istorie. Și mai ales vedem, conform întrebării nu foarte de mult puse, ce vei face după Apocalipsă, vedem ce făceau ei înainte de Apocalipsă. Vedem aici mulți oameni care au fost împușcați odată cu Revoluția din 1917. E tulburător, e memorie istorică și e până la urmă un gest de semnificație amplă culturală să revizităm acest trecut, de pe vremea bunicilor și străbunicilor. Arta redeschide frontierele, ridicând privirea spre infinit, reunind lumea în lumina fraternității universale. Marea bătălie a națiunilor trebuie să se dea în săl de concerte și galerii de artă. Viața sufletească a unui popor e mai importantă decât teritoriul pe care îl stăpânește, decât orice scopuri exterioare. Acestea sunt câteva dintre ideile pe care le-a evidențiat artistul Marius Ghenescu, responsabil de expoziția de pictură Interferențe artistice româno-ruse, realizată în cadrul aceluiași eveniment. Această expoziție este secundată de o expoziție de pictură oferită de grupul domnului profesor Marius Ghenescu, picturi inspirate de acest eveniment, de familia imperială rusă, de cultura rusă în general. Am realizat un portret al țarului Nicolae al II-lea, pe care l-am intitulat Ultima noapte albă, prima zi roșie. Deoarece m-am referit la acel moment în care a dispărut ultimul țar, însă a apărut primul dictator. Și în așa fel am interpretat portretul după fotografie, bineînțeles, într-un limbaj expresionist, pentru că atât poporul rus cât și România sunt surori, într-un fel, pentru că au avut multe momente în care au rămas amprente asupra omenirii și acest zbucium și agitație poate că și leagă aceste două spații. Și tocmai această problemă a dezechilibrului o poate soluționa cultura, spiritualitatea și arta ca un viitor simbolic, imperiu fără granițe. Мне очень приятно было посетить эту небольшую, но содержательную выставку, на которой представлены. Mi-a făcut mare plăcere să particip la expoziția de fotografii, nu foarte mare, dar foarte semnificativă, unde sunt prezentate imagini cu familia Romanov, a ultimului țar rus și relația acestuia cu familia regală a României. Mi se pare foarte interesantă această expoziție, deoarece pe mine mereu m-a interesat familia ultimului împărat al Rusiei. Foarte interesant de remarcat la această expoziție ar fi relațiile reciproce documentare între România și Rusia la un nivel așa de înalt. Firește, o astfel de expoziție este reprezentativă în contextul internațional actual, când în arena politică relațiile între Rusia și România sunt puțin tensionate pe fondul situației din Ucraina. Mi-am dorit ca relațiile care reiesc din fotografii calde, de prietenie, să revină și să se dezvolte, nu numai la nivel înalt politic, dar și la nivel cultural, turistic, la toate nivelele. Nu tolcă la visocom urovni, nu și la urovni culturii, turismă, la всех urovni. Am pornit de la ideea că artiștii sunt ambasadorii păcii, ei sunt apolitici și în momentul în care artiștii se întâlnesc într-un, indiferent în care spațiu al lumii, atunci se provoacă, pot să zic așa, un extraordinar război al ceea ce înseamnă cucerirea frumosului prin frumos. În această expoziție care am propus-o, am gândit o temă care se numește artă, spiritualitate și cultură ca o împărăție a eternității.
Și am realizat, împreună și cu studenții de la Artă Sacră, de la Universitatea Babeș-Bolyai, un simbolic zid în care am alăturat atât imagini iconografice, cât și compoziții, cât și imagini din natură, peisajă, portrete, de fapt, vorbind, chiar și cărți sunt inserate acolo, unele din ele fiind înțelepciune antică, adică să referitor la acel zid care în timp va putea așeza omenirea din nou într-un spațiu al contemplației, al liniștii. Am încercat o legătură între, evident, între spațiul rus și spațiul românesc, însă este o legătură firească pe undeva care este de mult timp și este neîntreruptă, adică legătura prin artă totdeauna însemnează o înțelegere și o bucurie de a se revedea oameni împreună prin intermediul artelor.